Dacă vreți să aflați mai multe despre locurile din capitală pe care le puteți vizita, cum ar fi Banca Națională a României, aveți posibilitatea să descărcați aplicația Bucharest City App. Astăzi sunt de vorbă cu Alex Filip, cofondator al acestei aplicații, și aflăm povestea din spatele ei. Cum a luat naștere Bucharest City App? Bucharest City App este o continuare a muncii începute cu proiectul Travelers of Bucharest. E o pagină de Facebook pe care noi publicăm poveștile turiștilor străini întâlniți în București. Din acest proiect noi am creat un ghid pe care îl distribuim gratuit străinilor, se numește Bucharest City Guide, și mai apoi ne-am gândit că ar fi firesc să facem pasul către o aplicație. Căror persoane este dedicată această aplicație? Este o aplicație de timp liber, este o aplicație în care găsești absolut orice te interesează, adică de la restaurante, la cafenele, grădini de vară, piscine, teatre, muzee, absolut tot ce vrei, indiferent că ești localnic, dar este în special o aplicație creată pentru noi, pentru cei care trăim în București, apoi este o aplicație pentru expați și turiștii străini. Este Bucharest City App o rețea socială? Este o rețea socială, fiindcă noi cumva n-am vrut să fie doar o aplicație în care găsești toate aceste lucruri. Ci există un buton de follow, pe care tu, în momentul în care îl activezi, ești abonat la profilul acelei locații. Adică dacă eu dau follow unei cafenele, o să primesc notificări de fiecare dată când cafeneaua respectivă adaugă oferte sau evenimente, la fel și în cazul teatrelor. Dau follow unui teatru ca să văd imediat când se adaugă noi piese de teatru. Asta unul la mână, și doi la mână, există posibilitatea să-ți faci o colecție, o listă de locații preferate, pe care tu, printr-un simplu click, le poți trimite prietenilor tăi. Pe Facebook, printr-un SMS, pe WhatsApp, pe mail, unde dorești tu. Cum pot beneficia curioșii de această aplicație? Aplicația este disponibilă gratuit în Apple Store și în Android, dar este disponibilă și într-o variantă web. Însă noi încurajăm descărcarea aplicației și folosirea pe telefon. Ce pot ei descoperi aici? După cum ziceam, depinde de ce îți dorești să faci în București. Dacă vrei să cumva să descoperi noi localuri, adică restaurante, cafenele, pub-uri, cluburi și așa mai departe, cu siguranță ai o listă de peste 1000 de astfel de locații. Dacă ești orientat mai degrabă pe cultură, poți găsi o grămadă de teatre, de, nu știu, festivalurile, toate sunt publicate în aplicație. Noi cumva încercăm să fim parteneri cu toate evenimentele importate în București. Noi suntem parteneri media în toate evenimentele importate în București și practic le promovăm destul de mult în aplicație. Cu ce vine nou față de alte aplicații deja existente pe piață? Ne-am întâlnit des cu întrebarea asta și aș îndrăzni să spun că Bucureștiul are poate chiar cea mai performantă aplicație, cel mai performant city app. Noi am făcut foarte mult research și ne-am uitat la celelalte capitale, în special europene, și nu am găsit o aplicație care să se apropie măcar de ceea ce face Bucharest City App. Ne-am uitat la TripAdvisor, ne-am uitat la TripOmatic, ne-am uitat la Spotted by Locals, dar nu există aplicații efectiv dezvoltate de autoritățile din orașele respective. Nu există un City App, să zicem Barcelona City App sau Dublin City App, la nivelul ăsta. Există mici ghiduri dezvoltate de TripAdvisor sau de alte platforme, dar nici de cum un city app care să înglobeze absolut tot ce te interesează într-un oraș. Și pot să menționez aici inclusiv farmacii. Deci noi avem inclusiv o listă de farmacii în aplicație. Având în vedere că sunt 7 luni de la lansarea aplicației, ce feedback ați primit de la utilizatori? Feedback-ul este foarte, foarte bun și ne uităm aici în primul rând la review-urile din App Store și din Google Play, acolo unde utilizatorii au posibilitatea să lase un review. În Google Play cred că sunt undeva la peste 100 de review-uri și media e peste 4,5 din 5, ceea ce pe noi ne bucură foarte, foarte mult. Dar lăsând asta, noi am primit foarte, foarte, foarte multe mail-uri, mai ales în perioada imediat după ce am lansat aplicația. Am primit foarte, foarte multe mail-uri și mesaje de încurajare. Cumva ne-a fost validată ideea. Cumva ne-a fost validat produsul și ni s-a spus foarte des că era nevoie de așa ceva în București. Iar feedback-ul ăsta pe noi ne-a motivat foarte mult. Ce planuri aveți de viitor? Veți veni cu ceva nou?
Da, noi suntem focusați momentan pe comunitate. Adică ne dorim, pe de-o parte, să creștem numărul de utilizatori. Suntem la 49.000 de utilizatori în momentul de față. Suntem foarte focusați pe useri, să avem useri noi, dar totodată suntem foarte focusați pe retenție. Adică acești utilizatori să folosească cât mai des posibil aplicația. Și retenția e undeva la 78% în momentul de față. Pentru noi este mai mult decât îmbucurător. Cât despre feature-uri, lucrăm la un roadmap, ca să-l numesc așa, adică la un traseu al aplicației, dar nu intru în detalii în momentul de față. Eu îți mulțumesc pentru timpul acordat. Eu îți mulțumesc pentru acordat.